Astăzi o să mă transform în toate personajele din Rainbow Friends. Așadar, trebuie să rămâneți până la finalul episodului ca să vedeți ce o să se întâmple. Și ia uite, avem aici personajele și pe stânga și pe dreapta. Și desigur, o să începem cu Blue, cel mai cunoscut personaj. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și hai să îl luăm pe Blue. Băi frate, e făcut atât de șmecher, chiar îmi place minigame-ul acesta. Și fiți atenți aici, dacă nu dați like, Blue o să facă asta. O să mă sperie. Avem aici buton de jumpscare, ceea ce mi se pare destul de șmecher. Și pot să și fugi cu Blue. Ia uite ce viteză am luat. Cred că o să mă duc să caut o persoană și o să încerc să o speriu. Dar hai să vedem dacă găsim pe cineva pe aici pe hartă. Opa, încă un Blue. Ia uite-te bă, e prea tare frate. Suntem doi Blue. Mi-am făcut aici un nou prieten. Hai să vedem dacă găsim pe cineva pe cine să speriem. Buuu, sunt Blue. Uite-l și pe Green. Oh, salutare frate. Ai văzut pe cineva de speriat pe aici? E prea tare minigame-ul. Băi, nicio persoană n-am văzut. Ok, trebuie să găsim pe cineva neapărat să-i dăm jumpscare-ul. Și persoanele care au făcut minigame-ul ăsta chiar au refăcut tot jocul. Ia uite aici, hai să-i dăm un jumpscare la fata asta. S-a speriat? Nu pare că s-a speriat. Ia să mă duc la fata asta la altă. Am cooldown, am cooldown. Oh my god. Sau, de fapt era un băiat, credeam că e o fată. Ok, 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 hai să-i speriem pe toți aici. Pare că se sperie totuși puțin. Hai să-i alerg, să vedem dacă fug. Uite bă cum fug. E prea tare. Deci efectiv se sperie de mine, nu pot să trec pe aici. Bă, dar uite, eu alerg pe fata asta. Bro, băi. Deci minigame-ul ăsta e șmecher rău de tot. Și aici ar trebui să fie locuința, burlogul lui Orange. Hai să mergem să ne transformăm în Orange și să venim aici. Cred că trebuie să-mi dau reset, nu? Ca să mă pot transforma în altcineva. Băi, deci e super, super șmecher jocul acesta. Ia uite cineva, e purple-ul din vent. Cred că ăla e purple-ul din vent. Hai să-l căutăm pe Orange, uite-l aici. Și hai să vedem cum arată Orange. Aaa, ce tare! Mamă, e prea șmecher Orange-ul. Și ia să dăm jumpscare-ul să vedem cum arată. Ce se enervează Orange-ul. Uite, o rămas așa pentru câteva secunde. Ok, hai să vedem dacă reușim să-i găsim și bârlogul. Uite-l mă pe ăsta, mă, se ascunde după dulap. Și cred că aș putea să dau și Rano. O, dar e tare cu Rano. Mamă, aici e baia. Cred că pot să strâng și ceva chestii de pe aici. Ia uite, am luat un badge. Ok, deci trebuie să mă duc prin toți pereții. Ia să vedem, aici mai e vreun badge, nu e niciunul. Cum arată zona asta. Mamă, nu-mi vine să cred că cineva o stat să refacă tot jocul original, adică toată harta. Mi se pare prea tare. Ce chestia asta luminoasă? Oh, am mai dat un badge, bine. Și cum ajungeam eu acolo? Ia să mă urc pe scară. Mamă, nu mă știu, uite-l pe Green. Hai să încercăm să dăm aici un jumpscare. Mamă, am prins-o de cap. Oh my god. Am mușcat-o de căpățână. What? Mamă, unde e locul ăla, bro? Că nu-l mai găsesc acum. Cum ajung acolo? Vreau să ajung în burlog. Ăsta e Green, dar e negru acum. What? Și aici e locul unde este Blue adevăratul. Uitați-l aici. Mamă, nu mai știu harta. Deci m-am jucat joculețul original acum ceva vreme, dar sincer nu mai știu unde e, unde e grota, frate. Trebuie să mă duc să o caut. E clar că e undeva la subsol. Nu știu ce caut eu aici la etaj, dar îmi place să explorez zona. Aici e teatrul. Aici e zona unde trebuie să pui cuburile cu litere. Și poate pe aici dacă mă duc, deși aici urc.
Hopa, hopa, hopa. Pot să mă duc prin perete? Acolo e grota, frate. Am văzut-o. Cum ajung acolo? Oh, gata, am reușit. Pe aici trebuie să fie. Pe undeva. Ok, pe aici nu pot să merg, dar ar trebui să pot să mă duc poate pe șinele astea. Stai să văd dacă mă pot urca acolo. Nu știu dacă reușesc. Opa, am reușit. Nice, hai să vedem. Oh, nu pot să merg pe acolo. Ok, deci pe acolo pe sus nu merge. Aici e închis, mi-amintesc de zona asta. Deci pe aici pe undeva trebuie să fie grota. Oh my god, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, nu? Ah, nu, aici cobor, iar în partea asta de jos. Am mai fost în zona asta, bro. Oh my god, nu-mi vine să cred. Pe acolo am urcat pe scară. Deci trebuie să mă întorc. Hai să dau run-ul, să mă mișc mai repede. Deci trebuie neapărat să-i găsesc grota. Nu mă las până nu o găsesc. Poate pe aici prin partea asta? Mi-amintesc că am fost și pe aici. Ok. Și nu mai știu pe unde trebuia să mă duc. Aici e zona de început. Mamă, deci nu mai reușesc să ajung la grotă? Seriously? Efectiv nu mai găsesc grota. Pe aici nu trebuie să mă duc. Bun, ok, deci pe aici trebuie să fie pe undeva. Știu că am fost în baie și data trecută. Și acum pe unde am luat-o? Trebuie să fac ori stânga, ori dreapta. Am fost pe acolo. Deci pe aici efectiv nu merge să mă duc. Bun. Nici pe aici, pe acolo am fost pe scară. Adică de acolo am venit, gen. Prin ce loc n-am fost? Asta e întrebarea mea. Pe aici pe jos nu există nicio altă cale. Pot să fac doar dreapta. Cred că da, aici e închis. Deci pot să mă duc doar pe scară. Hai să mergem pe scară. Poate găsim o altă cale. Bun, în dreapta cred că am fost. Hai să facem stânga. Opa, trebuia să mă duc pe pod. Aici ajung chiar la început. Oh my god, doamne. Zici că e un labirint. Deci efectiv zici că e un labirint toată zona asta. Cred că pe aici trebuia, nu? Poate pe aici. Aici ajung la teatru. Ceea ce nu mă interesează, gen. Hopa, hopa, hopa. În sala asta n-am intrat deloc. Hai să băgăm puțină viteză. Și acum am ajuns în partea asta. Deci acum sunt într-o altă parte, gen. Acolo mergi spre teatru. Hopa. Nu ne interesează asta. Și aici e scara. Oh, aici ar trebui să fie. Da, bă. Oh my god. Deci înainte m-am dus pe scară, cred. Și trebuia de fapt să fac dreapta. Și am găsit bârlogul lui Orange. Aici sus este bârlogul lui Orange, dacă nu știați. O să încerc să mă urc acolo. Sper să și reușesc, gen. Cum o să sar eu acolo, bro? Oh my god. Nu știu dacă pot să sar. Aici cred că îi pui mâncarea lui Orange. Dar vreau să ajung acolo sus la bârlog. Hai, frate. Cum ajung acolo? Poate dacă îmi pun ranul. Bă, s-a urcat! Cum? What? Deci nu știu cum a ajuns acolo sus. Pe unde a urcat? Oh my god, a reușit să se urce acolo. Poate pe aici? Eu nu pot să mă urc. What? Pe aici pe undeva a urcat, dar a urcat așa direct. Gen, a venit, țac, țac, țac. Trebuie să mă chinui să reușesc și eu. Frate, e destul de greu să te urci. Haide, mărlade, urcă-te. Am stat un pic acolo. Poate am nevoie de viteză. M-am și glicit. Ok. Uite-l, bă, a reușit. Și am reușit și eu să mă urc. Nice, oare pot să-mi pun cutia acum dacă sunt orange, nu merge.
Hai să dăm un jumpscare. Ah, dar mi-am blocat caracterul. Oricum arată super, super tare. Deci aici este brlogul lui Orange, frate. Și arată destul de interesant. Hai să vedem și celelalte caractere. Oh my god, m-am chinuit atâta să ajung în brlogul lui și am și glitchuit caracterul. Hai să vedem acum următorul caracter. Îl avem și pe Green. Luăm acum frumușel. Îmi amintesc de faptul că Green stătea undeva în zona teatrului, nu? Unde e scena pe acolo, stătea pe undeva Green. Mamă, și ce animație tare are, bro. Oh my god. Vreau să-i văd și jumpscare-ul, dar vreau să mă duc aici în zona teatrului dacă reușesc. Deși acum nu mai știu unde este. Main stage. A, uite aici, gata, am găsit zona. Bun, pe aici pe undeva își face veacul Green. Și dacă dăm pe jumpscare, avem nevoie și de puțină lumină. Hai să-l punem aici pe scenă și să-i dăm jumpscare-ul. Bun, sincer, e cel mai creepy Green. Mamă, ia uite. Ah, nu mai pot să mai dau încă o dată. Mai așteptăm o secundă. Acum. Mamă, ce creepy e. Hai să-i dăm și ranul. Ok, aleargă destul de interesant. Nice. Hai să ne schimbăm acum caracterul. Vreau să îl iau pe Purple. Însă aș vrea să-l iau pe Purple, cel din din vent, adică acesta. Uite ăsta de aici. Oh, cum arată Purple-ul din vent. What? Deci te poți pune oriunde ca să pară ca și cum ar fi un vent aici. Da. Ok. Da, nu mă pot chiar lipi. Dar pot să stai așa ca și cum ar fi un vent aici. Și hai să vedem. A, nu are jumpscare. Ăsta nu are jumpscare. A, ok, era tare dacă avea un jumpscare să iasă efectiv din ventul ăsta. Nice. Și hai să-l vedem acum și pe Purple normal. A, dar trebuie să-mi dau reset, că dacă nu, nu merge. Ne dăm reset-ul și vreau să-l văd neapărat și pe Purple-ul normal. E cel cu picioare lungi, nu? Aici ar trebui să fie. Oh, ia uite-te cum arată omul pe Yangon, bro. Mamă, ăsta nu mai știu unde era, sincer să fiu, dar hai să vedem, are și jumpscare? N-are, are doar run. Ok. Merge destul de interesant. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii unde era Purple-ul, că nu mai mi-aduc aminte. Era doar în venturi? Oare asta e varianta din vent pe care o vezi? Îmi amintesc că era în venturi, dar nu mi-amintesc să-l fi văzut vreodată așa, gen afară. Probabil că era doar în venturi, dacă mi-amintesc eu bine. O să trebuiască să scăpăm de la locul de joacă a lui Freddy. Așadar, trebuie să mă urc în autobuzul acesta și o să mergem la locul de joacă. Însă, o să vedeți că minigame-ul acesta seamănă foarte, foarte mult cu Rainbow Friends. Trebuie să strângi anumite lucruri ca să poți să scapi. Mamă, și ce amuzant arată autobuzul! Sunt o grămadă și o grămadă de desene și cu siguranță o să ne întâlnim și cu alte personaje din FNAF. Am plecat! Uhuu! Ce se întâmplă, frate? Hopa, hopa, încă suntem în autobuz. Mamă, era super ciudat, ați văzut? Și uite locul de joacă a lui Freddy. Deci era foarte, foarte ciudat ce se întâmpla acolo cu autobuzul chiar când am plecat. Și acum trebuie să votăm dacă Freddy o să fie player sau dacă o să fie bot. Hai să punem player să vedem ce se votează. Suntem 3 persoane aici și avem niște pătuțuri. Ok. Locul ăsta de joacă chiar arată super, super creepy. A, și uite, fata aceasta a fost aleasă să fie Freddy. Ea trebuie să ne prindă pe noi, nu trebuie să ne lase să scăpăm de aici și uitați-l pe Freddy. El este Freddy și suntem la locul lui de joacă. Ia uite, bine ați venit la locul meu de joacă, eu sunt Freddy, ne spune, după care ne spune că trebuie să supraviețuim 5 nopți.
What? Este timpul să-i dăm drumul la petrecere. Și acum trebuie să căutăm niște brioșe și asta ar fi noaptea numărul 1. Chiar sunt curios dacă o să reușesc să supraviețuiesc toate nopțile. Probabil că o să fie destul de greu și hai să vedem. Nu pot să sar. Ok, bine de știut asta. Asta cred că e o brioșă, nu? Arată puțin cam ciudat dacă mă întreb pe mine. Și trebuie să urmăresc săgețile, exact ca și pe Rainbow Friends. Și probabil va exista acum un loc unde trebuie să duc brioșele astea. Și trebuie să strângem 25, vedem acolo în colțul din stânga jos. Și uite aici trebuie să le aducem pe toate. Zbeng, am adus câte 3-4. Și cu asta 5, uite mai e încă una aici. Mamă, deci deja avem 6 colectate, frate. Ok. Bun, și hai să mă duc prin partea asta. Nu știu locurile, deci cred că o să-mi ia ceva să găsesc toate nebunile. Opa, hopa, ia uite câte brioșe pe aici, bro. Mamă. Și e un pinguin aici. Probabil că o să recunoașteți mai multe personaje din FNAF. Eu din păcate nu am jucat jocurile și nu știu cum se numesc toate personajele. Însă Freddy este un personaj principal, frate. Opa! A, și te poți transforma. Apropo, te poți transforma. Deci dacă apăs pe C... Ok, am bubuit și m-am transformat în jucăria asta. Și dacă ești jucărie așa, mi se pare că nu te poate prinde Freddy. Dar aparent văd că nu poți să stai prea mult jucărie. Deci ai câteva secunde. Efectiv, dai o bombă și după aceea te transformi. Câte avem? 12 brioșe. Trebuie să mai caut. Aș vrea să-mi scrieți voi acolo în comentarii cum se numesc toate personajele. Uite, personajul ăsta nu știu cum se numește. Personajul ăsta roz, dar arată destul de interesant. Hai să iau și brioșa asta și mi se pare și mai chiar că, uite, ți arată brioșele după un timp. Deci dacă nu ai reușit să le strângi pe toate, mai ales dacă rămâi ultimul, în viață e destul de greu să le cauți. Așadar, acum le văd pe hartă. Uite-l pe Freddy! Vine Freddy după mine, frate! Mamă, ce creepy e! Ok, salutare, Freddy! Trebuie să fug de aici, bro, că o să vină să mă prindă. Ia uite-l ce mă aleargă! Papa, Freddy! M-am dus! Hai să iau și astea de aici. Zbang, zbang, zbang. Ah, n-am apucat să iau și pe asta. Serios, gata? Și hai să mai duc din brioșe. Eu uite, s-a dus în partea alaltă Freddy. Săracu. Am 24, mai e o singură brioșă. Mamă. Cum ajung la ea? Cum ajung la ea pentru că Freddy s-a dus în partea asta? Cred că l-am auzit, bro. Pare a fi undeva sus, da. Trebuie să mă duc pe o scară ceva. Ok, 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 chiar vrea să mă prindă de merdicuie în spatele meu. Cum ajung acolo sus, bro? Am nevoie de o scară ceva, Freddy. Spune-mi unde e scara. Uite-l, mă, pe nebunatic. Uite-l, mă, pe nebunatic că vrea să mă prindă. Oh my god, uite aici scara, am găsit-o, gata. Mersi, Freddy, că m-ai adus la scară. Așa, și aici trebuie să fac stânga, cred, nu? Da. Bun, nice. Și ce trebuie să fac eu acum? Trebuie să cobor. Dar nu știu pe unde. Ia uite, băi, și Freddy jucăria. Ce tare arată, bro. Chiar îmi place jucăria asta. Mamă, și e destul de creepy. Ok. Aș vrea acum să mă duc să duc totuși brioșa asta. Hai să mă duc pe ușă pe aici. Ia uite alte personaje din FNAF. Asta cred că este Chica din stânga, nu? Cred că e Chica în stânga. E posibil. Și trebuie să facem stânga aici. După care cred că am reușit. Ia să vedem. Oh, nu, e Freddy! Pa, pa, Freddy!
și am completat noaptea numărul 1, ceea ce mi se pare foarte, foarte șmecher. Hai să vedem ce se întâmplă în noaptea numărul 2. Mai sunt persoane aici? Sunt singur, bro. Am rămas singur, deci trebuie să scap. Toate persoanele au fost prinse, ci că nu am prea mult timp să-ți explic, ok. Îmi zice acum că pot să folosesc bomba să mă ascund. Nu trebuie să am încredere în nimeni. Mamă. Dar oricum mai sunt singurul în viață. Deci toate celelalte persoane s-au dus, bro. Nu mai există. Toate pătuțurile sunt goale. Sunt singurul în viață. Nu-mi vine să cred asta. Serios, dacă nu. Și acum ce trebuie să fac? Ok, mă teleportează. Aba nu, mă duce direct pe ușă, nice. Și acum îl vedem pe Freddy, dar cred că se va mai întâmpla ceva. Presimt eu. Ia uite, bine ai revenit. Sunt surprins că ai reușit să scapi. În fine. Hopa, uite-l pe Pinky. Ok, este timpul să ne distrăm, spune Pinky, cred, sau nu știu cine zicea când m-am uitat la poză. Dar aparent trebuie să găsim noi chestii și acum trebuie să găsim niște bucăți de carne. Și nu trebuie să ne ferim doar de Freddy, trebuie să ne ferim și de Pinky acum. Sunt adormiți acolo amândoi, dar mă vor vâna imediat, frate. Oh my god. Câte bucăți? 15 bucăți de carne și am doar o singură bucată momentan. Oh no, încă una aici. Ok, încă una aici. Hopa, asta e așa. Cine e personajul care e prins aici la pușcărie? Ok, să-mi scrieți voi acolo în comentarii. Mamă, frate, încă o bucată de carne aici, ok. Bun, bun, bun. Vine Freddy, vine Freddy, vine Freddy. Trebuie să mă duc și pe sus, pe la etaj. Sper să reușesc să scap. Opa, încă o bucată aici de carne. Hai să ne uităm și pe aici. Nice, e destul de în regulă. Ia uite-l iară pe Freddy, baby Freddy. Încă o bucată aici. Nu știu câte am strâns până acum. Trebuie să mă duc să le duc, sincer. Încă una aici, mamă. Vezi că am luat destul de multe bucăți. Și încă una aici. Ok. Ar trebui să mă duc să le duc pe astea jos. Sper să nu mă prindă nimeni. Uite scara. Și aici sunt și camere. Da, da, da. Cred că te văd pe camere, gen, și după aceea vin și te urmăresc. Cu Pinky momentan nu m-am întâlnit. O, două bucăți de cărniță aici. Serios? Ar trebui să mă duc în față. Oh my god. Da, pe aici trebuie să mă duc. Încă o bucată aici. Bă, da, mă urmărește, mă, Freddy ăsta. Lasă-mă în pace, Freddy nebun. De ce mă mișc așa de greu? What? Aveam 11 bucăți de carne. Una mai e acolo. Oh, du, oh, du, oh, du, oh, du. Ah, sunt capcane. Pune Pinky capcane pe jos. Trebuie să nu mă bag în capcanele alea. Oh my god. Nu știam de chestia asta. Deci mai sunt aici niște bucăți de carne. Hai să le iau pe toate. Bun, am luat-o și pe asta. Deci trebuie să nu iau bombele alea de pe jos, care par a fi prăjituricile pe care le-am strâns înainte. Și mai îmi trebuie una singură, care e exact în partea cealaltă. Serios. Deci trebuie să mă duc până aici în partea cealaltă să iau bucata de cărniță. A, nu era chiar așa departe. Și asta ar fi noaptea cu numărul 2. Zbeng, gata. Am ajuns la noaptea cu numărul 2. Am completat-o și hai să vedem ce trebuie să facem la noaptea cu numărul 3. What? Băi, chiar e tare minigame-ul și dacă vă amintiți, sunt exact probele ca și în Rainbow Friends. Bun. Dacă auzi asta, ai făcut o treabă bună. Ai supraviețuit a doua noapte. Mamă, acest loc de joacă este o capcană. Serios, și că a încercat cineva să anunțe pe toată lumea să nu vină aici la locul de joacă, dar probabil că nu i-a reușit.
What? Băi, chiar îmi place minigame-ul. Și hai să vedem acum ce se întâmplă în noaptea a treia. Probabil că o să fie tot mai greu. Presimt eu. Acum, hai să vedem. Hai să vedem ce o să se întâmple. Oh my god, frate, din păcate mi-a dat disconnect, serios. Și dacă dau reconnect, probabil că o să mă bage într-un joc nou și trebuie să o iau de la capăt, serios. Ok, a trebuit să refac totul, frate, din nou. Deci nu-mi vine să cred, mamă. Hai să vedem, am completat încă o dată noaptea numărul 2. Și hai să vedem ce se întâmplă acum. Pentru că data trecută n-am putut să trecem. Am luat mare, mare disconnect. Însă, poate, poate avem și noi mai mult noroc de data aceasta. Ia uite, bă, se uită la pinguin băiatul ăsta. Acum am rămas eu și cu încă o singură persoană în viață. Dar hai să vedem dacă reușim să trecem și de noaptea numărul 3, care probabil o să fie și mai grea. Ia uite, toate persoanele care au fost prinse. Și aici nu a intrat nimeni, adică mai erau locuri goale. Haide, 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 se încarcă, da, bine, începe și noaptea numărul 3, bro, mamă. Și acum presupun că o să avem un nou personaj, nu? Cred că da. Îl avem pe Wolfie. Ok, deci trebuie să fugim și de Wolfie. Se pare că Wolfie este înfometat. Mamă, lasă-mă să-i dau drumul afară din cușcă, zice Freddy. Ce s-ar putea întâmpla rău dacă îi dau drumul? Cred că ne-ar mânca pe noi. Ok, și noaptea cu numărul 3. Mamă, dacă scăpăm și de noaptea asta. Oh my god, bro. Oh my god. O să fie insane. Haide, haide. Două persoane, bun. S-a încărcat totul și acum hai să fugim. Trebuie să mă mai prindă. Avem nevoie acum de 10 sticle de apă. Ok, hai să căutăm 10 sticle de apă. Să vedem dacă le găsim. Din păcate pare a fi puțin lag, mie așa mi se pare. Probabil din cauza jocului. Ok, am găsit o sticlă. Mamă, mamă, da, 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 avem ceva lag aici. Cred că ar trebui să mă pun așa puțin. Să mă ascund aici și să-mi schimb setările. Ok, să sperăm că acum nu mai există lagul. Am dat grafica puțin, puțin mai încet. Ca să nu mai fie probleme. Dar e posibil din cauza animatronilor. Pentru că sunt mai mulți și poate din cauza asta se creează puțin lag. Da, cel mai probabil din cauza asta. Hai să mergem și în partea asta aici. Ok. Deci am găsit doar o sticlă de apă. Și bine, avem 3 găsite pentru că am mai adunat și persoana cealaltă. Uite, aici încă o sticlă. Încă una e acolo. Ok, deci avem 6. Vreau să văd dacă sunt și aici sticle. Aici nu pare a fi nicio sticlă, dar mai era una aici. Mamă, și trebuie să am grijă la Wolfie. Pentru că o să mă mănânce instant, probabil. Deci dacă mă prinde... Oh, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu m-a văzut Freddy? Mamă, ce am scăpat. A trecut pe lângă mine. Oh, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. E și Freddy aici. Ok, trebuie să stau puțin. Mamă! Băi, chiar a fost insane. Mai avem și sticla asta aici, încă una pe partea asta la altă. Deci trebuie să te transformi neapărat. Dacă vine pe aici, oh my god, oh my god. Gata, m-am transformat, nu mai vine după mine. Era și Pinky aici, bro. Oh nu, oh nu, oh nu, oh nu. Sper că am scăpat de el. Nu, m-a prins instant. Băi, deci aleargă foarte, foarte tare. Și nu pot să-mi dau revive? Oh, nu, bro. Deci nu merge să-mi dau revive. Serios? Mamă, mi-am dat odată ca să ajung până la noaptea 2. Și apoi nu mai merge să-mi dau încă o dată.
Deci trebuie să o iau din nou de la capăt. What? Băi, deci e destul de greu, sincer, să ajungi până la ultima noapte. Mamă! Și aveam 3 sticle de apă aici, mai aveam și eu vreo 3, cred, cel puțin. Oh my god, deci mai ne trebuiau câteva. Ia uite, și acum le-au pus, cred că pe aici, prin apropiere. Frate, vreau să-mi dau revive. Nu-mi vine să cred că trebuie să o iau de la capăt, serios. Și din nou ne-am întors la noaptea numărul 3. Hai să vedem dacă avem și mai mult noroc, frate. Deci vine din nou Wolfie. Mamă, trebuie să avem grijă pentru că ați văzut și voi ce e cu Wolfie. Se mișcă prea, prea repede. Deci trebuie să te transformi exact, exact când vine el. Nu prea merită să te transformi, sincer, să fiu la Freddy sau la Pinky. Cred că doar la Wolfie merită să te transformi. Cu bomba, gen să nu te vadă. Mamă. Și suntem acum 5 jucători. Poate avem și mai mult noroc. Să nu uitați de like-ul la blană dacă nu l-ați apăsat până acum. Deci rupeți like-ul, subscribe-ul, clopoțelul să primiți toate notificările. Și haideți să căutăm apa. Deci trebuie să căutăm apa peste tot. Uite, aici am o sticlă de apă. Bun, aș vrea să mă uit și prin partea asta la altă. Și efectiv trebuie să fiu pe fază. L-avem pe Bebe Freddy acolo. Încă o sticlă aici. Ar trebui să mă duc să le duc, bro. Dar trebuie să fiu atent să nu vină Wolfie. Oh my god, cred că era pe acolo, nu? Părea ca și cum. A, nu, în partea alaltă trebuie să mă duc. Mamă! Deci deja e destul de creepy. Pare a fi cineva pe aici, bro. Da, e Freddy. Ok, ne mai trebuie încă 2 sticle de apă. Mamă, tot stau aici. Deci cred că dacă stai aici nu te prinde. Aici nu poate să vină. What? Deci aici ești destul de safe. Aparent. Ok. Asta e foarte, foarte important. Însă ne mai trebuiesc încă 2 sticle de apă. Cred că ar trebui să mergem să le căutăm. Dar nu știu unde ar putea fi. Încă 2 sticle, bro. Oare o să ni le arate? Mamă, ce se transformă ăștia pe aici. Hopa. Pinky poate să intre? Sper că nu. Sper că nu, pentru că nu vreau să mor. Mamă, ce se transformă cu toții pe aici. Ok, ia uite-te și tu. Au fost prinse niște persoane. Am fugit. Mă duc să le caut mai bine. Decât să stau acolo să mă prindă. Mai bine mă duc să le caut, bro. Și unde ar putea fi ultimele 2 sticle de apă? Momentan nici nu m-am întâlnit cu Wolfie, ceea ce e destul de ok. Aud ceva pe aici. Trebuie să fiu cu ochii în 4, bro. Hopa, o sticlă acolo jos. A, una singură ne mai trebuie. Mamă, deci trebuie să ajung acolo. În dreapta cumva. Ok. O să fie destul de greu. Deci e în față și undeva mai în dreapta. Oh no, 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 no. Am auzit pe cineva acolo. Ăștia nu vin după mine, ceea ce e destul de bine. Dar trebuie să mă duc să iau sticla. A luat-o cineva? Da, 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 da. Haide, haide, haide. Hai cu sticla, frate, e ultima sticlă. Haide, haide, du-te, 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 du-te tare. Du-te, gică. Ia să mă transform și eu. Bine, și am terminat noaptea numărul 3. Nu vine să cred. Mamă. Deci în sfârșit e gata și noaptea numărul 3. Hai să vedem acum noaptea numărul 4. Ce se întâmplă în noaptea cu numărul 4, frate? Ah, salutare, salutare. Încă sunteți în viață? Da.
Trebuie să mă ascultați cu grijă. Animatronicii, ia să vedem. Ah, nu o să le placă niciodată? What? Ei au devenit răi? Din cauza lui? Din cauza cui? Trebuie să îl opriți. Numele lui este și a pus acolo niște semne, niște simboluri. Ok. Băi, măcar mai suntem câțiva în viață și am ajuns până la noaptea numărul 4. Deci mai trebuie să mai trăim și noaptea asta și după aceea mai avem încă o noapte. Oh, nu. Deci încă două nopți, bro, trebuie să mai supraviețuim. Ok. Chiar sunt curios ce se va întâmpla acum. Sunt super, super curios. Deci acum avem trei personaje. Și cu wow, sunteți încă în viață, sunt impresionat. Ok, Freddy. Mamă, a vărsat apă pe jos când când am dormit noi, gen. A, sau când a dormit el, n-am apucat să citesc ca lumea. Dar, în fine, a vărsat apă pe jos. Și cam asta e jumecheria. Noaptea 4. Deci trebuie să avem grijă acum la apă, gen. Probabil că alunecăm tare dacă călcăm pe apă. Ok, și trebuie să strângem... mopul, gen. Trebuie să strângem 8 mopuri. Am înțeles, ca să facem curățenie, bro. Să luăm apa de pe jos pe care a vărsat-o Freddy. Aba. Wolfie e prins momentan, ok. Părea a fi prins acolo. Dar nu știu ce să zic. Au, vin după mine bărlanii. Bun, deci avem două. Avem două mopuri pe care le-am colectat eu, dar trebuie să mai strângem 100%. Oare vin după mine, bro? Mamă, sper că nu, hudinașilor. Sper să nu vină după mine doar. Oh my god. Ce se întâmplă? Au ceva aici. Bro, sunt aproape de mine. Îi aud. Ok. Hai să ne uităm și pe aici să vedem. Nu pare să fie nimic. Tot două mopuri avem. Bun. Au ceva acolo, jur că au ceva acolo. Mi-e și frică să mă duc. Avem 6, ne mai trebuiesc încă 2. Uite aici unul. Și unde ar putea fi ultimul? Poate l-a luat cineva. Hai să mă duc să-l duc și pe ăsta. Parcă pe aici era zona, nu? Ok. În față și... în dreapta. Oh my god, cum am scăpat, bro. Doamne, cum am scăpat, frate. Fiu. Ok, 7, bun. Și mai ne trebuie încă unul. Iar vine după mine nebunaticul ăsta. Seriously? Unde-o fi ultimul mop, bro? Chiar vreau să văd ultimul mop unde e. A, e jos. Ok. Am înțeles. O să cobor pe aici pentru că nu știu prin partea altă pe unde ar trebui să cobor. Și o să încerc să mă duc să-l iau. Ar trebui să fie aici. Super aproape. Nice. Și acum trebuie să caut săgețile. Pe aici nu pot. Deci la Wolfie nu-i dă drumul chiar din start. Mai durează puțin până scapă Wolfie. Ok, pe aici trebuie să mă duc. Nu pe aici, bro. Pe aici, cred. Bun. M-am transformat și acum trebuie să pun ultimul mob și ar trebui să fie ok. Bine, noaptea numărul 4 completă și acum avem noaptea numărul 5. Hai să vedem ce se întâmplă în noaptea numărul 5, bro.
Wow! Bă, a fost destul de tare, sincer să fiu. Mamă! Chiar mi s-a părut super, super și mai chiar. Ok, el controlează foarte mulți animatroni. Trebuie să scăpați. Sau dacă nu, o să vă captureze. Acolo e ieșirea, gen. Trebuie să bubuiți ușa de ieșire. Oh my god, deci trebuie să căutăm niște dinamită acum. Și cu dinamita o să bubuim ușa asta de ieșire. Și după aceea trebuie să îl căutăm pe cel care ne tot scrie. Mamă. Mai suntem încă 3 în viață sau câți? Da, 3. Deci mai suntem 3 persoane în viață. Și pot să spun că o ducem destul de bine în momentul de față. Chiar mi se pare că o ducem destul de ok. Și hai să înceapă nebunia. Să înceapă nebunica. Opa, mai e cineva în spate. Am mai chemat un personaj, bro. Acum sunt 4. Cine e ăsta? Freddy ne scrie ceva, dar nu mai el înțelege ce. O să vă prindem, spune Freddy. Este timpul să muriți. Nu, Freddy, te rog, nu. Vrea să murim, nemernicul, bro. Mamă, vrea să ne berbelească noaptea 5. Deci dacă scăpăm și de noaptea asta, suntem boși rău de tot. Haide. Mai suntem 3 în viață și trebuie să căutăm 5 dinamite. 5 doar. Deci ar trebui să ne descurcăm, sincer. Numai că cine știe pe unde sunt. Și nu știu ce face personajul celălalt. Chiar nu știu. Deci până acum nici măcar o dinamită. Până acum nici măcar o dinamită, bro. Nu, pe aici vine, cred. Oh my god. Ce e asta? Oh nu. E o bucată de carne. Dar ce faci cu ea oare? Oh my god, nu știu ce faci cu bucata de carne. Mă, nu știu cum o să supraviețuiesc cu dinașilor. Mamă, și ai și vizibilitatea mai mică. În momentul de față n-am găsit nici măcar o bucată, o dinamită, pardon. Bă, dar se duce în partea asta? Oh, nu, deci s-a dus exact unde voiam eu să mă duc. Problema mea e următoarea, dacă o să vină Wolfie, acum o să mă omoare instant. Cam asta ar fi problema mea. E cineva acolo, dar nu știu cine. Unde sunt dinamitele, bro? Niciuna n-am găsit. Nici măcar una, frate. Cum e posibil? What? Nici măcar o dinamită, frate? Uite de jos. Acum ni le arată acolo pe ecran. Wow, unde erau toate dinamitele? Oh, nu. Ok, cred că am scăpat. Sper doar să nu vină Wolfie acum. Mamă. Și nu pot să le iau dacă sunt cu caracterul ăla. What? E Wolfie acolo, bro. I-am văzut coada. Mamă, mi-e și frică să mă duc. E acolo, stă acolo blocat. Pândește dinamitele, gen. What? Dar de ce? Mamă, și ce lag e. Nu știu că o se vadă și pe episod, dar e un lag destul de mare. Ok. De ce nu pot să pun dinamita? Bro, am toate dinamitele, dar nu pot să le pun. Trebuie să le pun altundeva. Ok, deci nu mai trebuie puse acolo, trebuie puse aici la ușă.
Am înțeles. Am 3 dinamite. Bun, nice. Și mai trebuie încă 2. Le văd acolo. O să mă duc să le iau și pe alea. Doar că trebuie să fiu puțin de latent. Mamă, e acolo, bro. Hai să mă transform. Ok, mi-e frică să mă duc pe acolo, sincer. E blocat acolo Wolfie, dar ceva e ciudat totuși. Ceva e super ciudat, bro. Ia-o și pe asta. Mamă, nu voia să o ia. Ok, trebuie să fug repede pe aici. Așa că merge. O, merge, nice. Și acum dacă reușesc să le duc pe astea, cred că am scăpat. Nu, 2 mai trebuiau. Bine! Și am terminat și noaptea numărul 5, mamă! Și am scăpat de la locul de joacă al lui Freddy. Wow, băi, a fost destul de tare. Joculețul mi se pare că nu e chiar așa bine optimizat, adică era acolo puțin lag, însă povestea e destul de interesantă și trebuie să supraviețuiești 5 nopți. Trebuie să furăm mâncarea de la monștrii Ben Ben înfometați și ia uite-l pe unul dintre monștri aici, mamă ce creepy e, are niște ochi super super gigantici. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și ia uite-l pe flamingo roz. Mamă ce aleargă. Băi, ce tare e. Ia uite-l. Se duce după o persoană aparent, flamingoule. O să încerc să spun piedică, nu pot. Ok, hai să caut eu un alt monstru ca să pot să-i fur mâncarea. Văd că aici avem locul de joacă. Și locul de joacă este locul acela unde îl găsești pe flamingo, nu? Da, mă, în minigame-urile pe care le-am jucat eu, aici era flamingo și trebuia să te lupți cu el, să-i furi ouăle de flamingo. Însă, momentan, nu văd niciun monstru pe aici. Se resetează monștrii. Hai să vedem, îl pune aici pe flamingo. Bă, n-avem niciun monstru aici din păcate, dar hai să plecăm de la locul de joacă și să mergem să vedem dacă găsim un monstru. Uite aici pare să fie ceva. Ben Ben! What? Băi, ăsta e Ben Ben-ul? Ia uite-l, bro! Mamă, ce furios e, frate! Aaa, fugi, hudinașule! Deja vine în spatele meu. Ok, ok, ok. O să-l fraierez cumva pe aici. Hai, că l-am fraierit, dacă e. Aaa, m-a prins, mi-a dat bucata, serios? Băi, ce repede m-a prins! What? Mamă, n-am reușit să scap de el. Ok, ok, hai să vedem dacă mai găsim ceva personaje. Ăsta este... capitanul, stai că nu-i văd numele, bro. Fiddles, cred, nu? Cred că așa scrie, nu? Capitanul Fiddles. Deci personajul albastru e capitanul Fiddles. Ia uite-l și pe Jumbo Josh. Băi, deci aici le scrie numele tuturor monștrilor. Băi, Josh, stai puțin. Uite-l, bă, ce aleargă nebunaticul. Vreau să te văd la față, unde fugi. Eu cred că pot să-i fur și eu mâncarea. Ia uite-l pe Jumbo Josh, mamă ce față are, frate. Ok, cred că o să-i fur mâncarea și capitalului Fiddles. M-am tirat. Ai că am reușit să alerg dacă e. Băi, ce bucată mi-a dat Josh, ok. Hai să vedem totuși la shop ce putem să luăm de aici. Deci avem poțiunea de viteză care e 50 de dolari. Momentan nu am atât. Avem poțiunea de invizibilitate. Hopa, avem și o ZN-ul aici, bazuca și pistola și ăsta. Bun, da mă, da. Deci trebuie să strângem bănuți pentru că avem o grămadă de chestii pe care putem să le cumpărăm de aici. Ăsta era player, cred.
Bă, acum mi-am dat seama. Cred că era player. Și ce sunt astea? A? Ce e asta, bro? Ok. Deci mă costă 400 de Robux și dacă vreau să cumpăr caracterul, probabil. Hai să ne uităm puțin și aici, așa. Oare, a, putem să cumpărăm și cu bani, gen Flamingo e 1000 de dolari Flamingo-ul, ok. Uite, Ben Balena. Ok, un monstru nou alb. Îl avem și pe Ben aici, Jumbo Josh. Stinger Flynn, ok. Asta e Rainbow Jumbo Josh. Și avem și Rainbow Ben. Ok, o grămadă de skin-uri super interesante, însă te costă destul de mult. Poate ne cumpărăm și noi câteva dintre ele. Și apoi să mă aici să ieșim, după care o să mă duc să mai fur niște mâncare. Uite aici pe Ben. Oh, și îl avem și pe Josh. Îi luăm mâncarea lui Ben și lui Josh. Bun, și o să încercăm acum să alergăm cât mai departe. Și aici poți să faci task-uri? Da, bă, da. Nice. Deci merge să faci task-uri. Oh, nu, Ben, lasă-mă în pace. Vreau să-mi dea bucata, bro. Ok. Chiar a reușit să fac asta. Și am strâns 58 de dolari. Cred că o să-mi iau o poțiune de viteză cu 50 de dolari, pentru că vreau să încerc să fac mai mulți bani. Și aș vrea să fur mai multă mâncare. Hai să vedem dacă și reușesc să fur ceva, pentru că au luat mărlanii tot, bro. Tot au luat mărlanii. N-am mai prins nimic, absolut nimic, bro. Uite-te, și tu, au furat toate farfuriile. Toamă, deci efectiv n-am de la cine să fur mâncare. Ce ai pățit, Flamingo? S-a îmbărlegat puțin acolo. Oh my god. Nu știu după cine să alerg, bro. Trebuie să prind și eu ceva farfurii. Cred că ăștia toți aleargă după băiatul ăsta cu părul albastru. Eu așa cred. Sau de fapt sunt două persoane care... Ah, nu, ok. Băiatul cu părul albastru nu avea nimic în mână. Înseamnă că o aleargă pe fata aceea. Ia, hai să vedem. O prind oare toți moștrii ăștia? Bă, nu știu că se cam îmbârligă pe aici. Poate avea multe sticluțe. Pe mine mă prindeau instant, bro. Deci nu prea puteam să fac nimica. Am vrut să fur și eu ceva de la monstru albastru, dar n-am reușit. Uite-l pe Ben aici. Ar trebui să mă duc în partia. Gata, acum o să am șansa să prind o grămadă de farfurii, bro. Ia vezi. Ok, am luat două farfurii cel puțin. Și mă aleargă acum. Am două sau trei. Am trei farfurii. Ok, deci am trei monștri după mine, frate, care mă aleargă. Îl am pe Flamingo. Cred că și Ben mă aleargă pe mine. Sau Banu nu pe mine mă aleargă. Am Ben Balena. Ok, nu mai văd aproape nimica, bro. Nu. Sper să nu o pună mâna pe mine. Și îl mai am și pe Flynn, personajul la Orange. Acum vin bănuții la hudinaj. Mama mia. Aș fi vrut să-i fur mâncarea și capitanului, dar n-am mai apucat. Sunt în spatele meu. Ăștia nu-s după mine, nu? Nu-s după mine, bro, nu-s după mine. Am 77 de dolari, bine! Nu, Flamingo! Am luat-o pe scurtătură, nebunaticu! Ok. Bă, cum bă de-a luat-o pe scurtătură, Flamingo? Hai să băgăm o sticluță. Că poate o să reușesc acum să mai prind ceva. Imposibil, bro. O furat altcineva mâncarea, bă. Și am 114. Aveam o dolorei, acum am 120. Nu știu ce mi s-a părut mie că am văzut 140.
Dar mi-a blurat imaginea și n-am mai înțeles nimica. Hai să furăm și mâncarea lui Josh. Am 5 farfurii în momentul de față. Oh nu, oh nu, oh nu. M-am blocat. Mamă, și nu mai am nici viteză acum. Ia uite, te convin, Dolorei, frate. Doar că se apropie. Se apropie monștrii de mine. Deci am 5 monștrii după mine în momentul ăsta. Nu-mi vine să cred, bro. What? Sunt în spatele meu cu toții. Mă leargă. Oh, m-am blocat, bă. Nu mai văd nimica. Mamă, ce mă enervează bruiajul ăsta. Deci, serios, dacă nu mă enervează, de mor. Ok, 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 ok. Sunt în spatele meu încă. Oh, iar m-am blocat. Am 195 de dolari. Haide, fac 300. Sper să fac 300 de dolari. Era să mă blochez acolo în cineva. Mamă, dar nu mai prea văd nimica. Și aparent poți și să te joci first person. Bă, 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 bă. Nu mai puteam să-mi controlez caracterul și m-au prins. What? Super ciudat. Hai să-mi iau niște poțiuni de viteză. Îmi iau 3. Mi-am luat 3 poțiuni de viteză și aș vrea să mă duc să fur niște mâncărică. Poate s-au resetat și mărlanii ăștia. I-am luat mâncarea lui Josh. Nu i-am luat-o? Bă, Josh, dă mâncarea. Sau e player ăsta? Nu mai e Josh. E băguit aici. Ok, o să încerc de pe partea asta, dar nu cred că pot. A, s-a băguit acolo Josh cu mâncarea. Dă-mi farfuria ta, mărladule. Am tot sărit, dar degeaba. Ok, nu putem să-i luăm mâncarea lui Josh. Dar aș putea să mă duc aici în partea asta, pentru că văd 3 monștri înfometați. Bă! Au mai rămas 2, dar ce fac aici, nebunatici ăștia? Ați văzut și voi că tot dansau acolo? Ia uite-l acolo pe Ben Ben, mă duc să-i fur mâncarea. Aș putea să îmi iau și punctele. Gata. I-am furat mâncarea lui Ben Ben. Eu tel, bă, ce vine după mine. Oh, nebunaticule, cam viteză. Nu mă prins, tu stai liniștit. Hai că nu mă prinde, mamă, ce rapid e. Băi, super rapid, trebuie să bag niște viteză. N-am ce să fac, aia e. Mă duc pe aici repede. Și deja îmbruiază semnalul de nu mai văd nimica, serios. Poate pot să mai fur de aici niște mâncare. Da, 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 da. Hai că a mers. A funcționat. Bă, s-au resetat monștrii. Nu-i corect. Seriously, frate. Acum s-au resetat toți. Oh my god. Când aveam și eu vreo 3 farfurii aveam, nu? Bă, pe bune. Cum se poate întâmpla așa ceva? Mă duc la Ben Balena, mă duc să-i fur mâncarea. Ok, vin aici Ben Balena. Nu pot să iau mâncarea? Bă! Mi-a dat bucata. What? Și am rămas și fără poțiuni. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, hudinașilor, dar aparent m-am glitchuit rău, rău de tot. Serios, frate. Ia hai să vedem cât ne costă să ne luăm 10.000 de din astea. Bă, 1.000 de Robux. Pe bune. Și dacă vrei 1.000 de bănuți, 175 de Robux. Dar cu 1.000 de bănuți putem să ne luăm tot? Nu chiar. Dar pot să-mi iau bazooka, gen. Pot să-ți iei și lanternă noaptea ca să vezi mai bine. Ok. Și nava asta spațială am luat-o pe un alt minigame. Nu prea merită să o iau acum, sincer să fiu. Dar, uite, X2. Cât costă X2? 250 de Robux. Ar fi tare și X2-ul ăsta, pentru că ai face mult mai mulți bani. Hai să ne luăm X2-ul, cred, mai degrabă, nu? Și după aceea putem să ne luăm și nava spațială. Hai să iau X2-ul, gata. L-am luat, frate. Și acum am nevoie și de niște poțiuni de viteză. Ia uite, mai intră cineva. Ia. Easy Liviu. Mă cunoaște oare?
Uite, salut. Eu uite, știu câteva secrete pe Brookhaven pe care nu le știai. Super tare, frate. La casa frăției în piscină. O să caut să văd. Ok, deci în piscină e o cameră secretă? Chiar o să mă uit să văd. Dar voiam să iau niște sticluțe din astea. Hai să luăm 3 sticluțe. Și acum ar trebui să fac ori 2 punctele. Numai trebuie să prind și eu niște caractere, să furc eu niște mâncare. Hai să văd dacă reușesc să fac asta. Și ar trebui să fac bănuții mult, mult mai repede. Mamă, deci nu e niciun personaj. Uite, acolo văd pe cineva. Oh, băiatul ăsta vrea să îmi fure mâncarea. Nu las. I-am luat-o înainte. Rip. Rip, a rămas fără mâncare. Și acum fac ori 2 bănuții. Parcă cresc mai repede, nu? Numai că nu am de la cine să mai fure. Uite, de la Josh de acolo. Mergem acum să-i luăm mâncarea. Dacă nu vine băiatul ăsta înaintea mea. Ok. Am 2 farfurii. Mamă, dar nu prea văd nimica, bro. Nu prea văd nimica. Și mai văd un personaj. A, uite, mai este unul aici. Ok, îl avem pe capitanul Fiddles aici. Și mai era cineva acolo. Uite, ăștia mă aleargă deja. Ok. Hai să băgăm niște viteză. Să mai fur și farfuria asta. Am 4 farfurii deja. Și cred că mai pot să mai fur una. A, bă, nu. Aici e locul de joacă. Și am 165 de dolari. Parcă tot mi se pare că cresc destul de greu dolari, dar am dat deja 250 de Robux. Așadar, bine, practic 100 și ceva. 175, parcă îți puteai lua 1000 de puncte. Adică acum cred că o să fac 1000 de puncte destul de easy. Dacă o să-i plimb puțin după mine pe monștri. Mai am și o sticluță. Deci ar trebui să fie ok. Am 260 deja de dolari. Și parcă încep să se apropie de mine monștrii. Acolo e safe zone-ul, aici e clasa. Mai am un task aici, ok. A, 2 task-uri complete. Nice. Mă pune să plătesc dacă vreau task-uri noi. Unde sunt ăștia monștrii? A, sunt pe acolo gliciuiți, ok. Am 460 de puncte deja. Deci am nevoie să fac undeva la 2000 de puncte în total ca să pot să cumpăr tot shop-ul. Așadar, hai să încercăm să strângem. Deja am făcut 400 de dolari, 500. Deci e super, super ok. Ia să mă mai uit și în spate, să nu cumva să mă prindă. Mamă, sunt super în spate monștrii. 8-8, dacă aș putea să mai prind încă 2 farfurii. Dar nu mai prea văd, asta e problema. Că acum îmi tot bruiază constant semnalul, bro. Deci nu mai văd aproape nimic. Nici măcar nu știu pe unde sunt ei. What? A, sunt undeva acolo, acum le văd numele. Parcă se apropie de mine. Da, mă, vine ăsta albastru, capitanul vine după mine. A, sunt toți aici. Ok, hai să băgăm niște viteză. Ca să am puțin tel avans. Ar trebui să fie super în regulă acum, nu? Da, i-am lăsat în spate. Bun, bine, mă, bine. Am 650 de dolari și 660. Haide, hutinașule, haide. Hai că se poate, bro. Măcar să fac 1000 din tura asta și după aceea să mai fac încă 1000. Ar trebui să fac 1100 sau ceva de genul ăsta. Ca să rămân cu 1000, că după aceea trebuie să mai îmi cumpăr încă vreo 3 sticluțe. Mamă, deci până acum aveam de-abia vreo 300 de dolari, însă acum am 700. Ia vezi.
Aș vrea să iau și OZN-ul, să-l am și, și pe OZN luat, însă nu știu dacă rămâne. Dacă mor, e posibil să-ți dispară. Ceea ce e destul de tristuț. 790, mamă, nu mai știu pe unde merg, bro. Ok, cred că mă vor prinde în curând. Pare că se apropie de mine, le văd așa numele. 830 de dolari, serios. Mamă. Oh, iaud. Și nu mai am viteză, din păcate. Bă, sunt în spatele meu. Nu mai am șanse să scap. Sincer vă spun. 880 de dolari. Parcă acum cresc mai greu dolarei, nu știu, așa mi se pare. 900. Hai cu dolarelu. 910. Imediat fac miuța. Sper să reușesc. Nu știu că reușesc, că parcă aud pașii tot mai aproape. Mamă, nu vedeți, cred totuși că nu m-am blocat așa tare în pereți, gen. 964, haide, încă puțin. M-am blocat acolo și m-a prins ăsta alb, bro. Serios, dacă dau aici pe X2. Gata, acum zice că e în regulă. Hai să vedem, hai să mai iau... Cât să mai iau? Încă două sticluțe. Cam trei îmi trebuie. Bun, am luat trei sticluțe. Și hai să vedem acum să prindem și noi ceva mâncărică. Bă, ia fără cineva mâncarea. Oh my god. O să mă duc întâi la monstru ăsta alb. La Ben Balena. Și după aceea o să mă duc la Ben Ben. Dacă mai reușesc. Uite-l aici pe Ben Ben. Hai să-i furăm mâncarea. Oh my god. Așa, puteam să mă duc pe aici prin spate. Că nu mai știam exact. Bun. Și îl mai văd și pe monstrul portocaliu acolo. Bă, deja mă. Deja îmi dă cu din astea, bro. Serios. A, nu mai e. Eu fără cineva mâncare înseamnă. Ba da, uite-l aici. Nu-l mai vedeam. Bun. Am trei farfurioare. Și hai să facem acum dolorei, bro. Să facem dolorei a mulți rău de tot. Să ajungem cam pe la 1500 măcar. Gen. Și dacă putem și mai mult, 2000 de dolarei. Ar fi insane să strângem 2000 de dolarei. Opa. Bă, s-au resetat iară. Pe bune. Măcar bine că nu mi-am folosit nicio sticluță. Și hai să vedem unde s-au resetat, că nu-i prea văd. Ben Ben-ul e aici, Flamingo-ul e acolo. Bă, nu-i Flamingo-ul. Ok, portocaliu e tot acolo, gen. Dar hai să vedem dacă putem să mai furăm. Cine e aici, Flamingo-ul? Da, băi, Flamingo. Ok, trebuie să bag niște viteză. Am două farfurii. Mamă, era super aproape de mine, Ben Ben. Era foarte, foarte aproape. Și hai să mergem și la Ben Balena să-i luăm mâncarea. Ok, avem trei în momentul de față și ar mai fi și acolo capitanul, nu? Pare a fi capitanul, da mă, da. Și cred că mai sunt și personajele celelalte în partea cealaltă a hărții. Dar nu știu că reușesc să le mai prind. Ia uite-l pe Josh acolo. Hai să băgăm niște viteză, să-l prind și pe Josh. Ok. Jumbo Josh, ți-am furat mâncarea. Bun, și mai avem și ultimul personaj. What? Am toate farfuriile furate în momentul acesta, hodinașilor. Serios? Bă, toate personajele mă aleargă pe mine, gen. Ok, trebuie să băgăm niște viteză.
Trebuie să băgăm niște viteză mare, pentru că eu am toate farfuriile din joc. Pe mine mă aleargă toți monștrii, bro. Oh my god. Și m-am și blocat acolo puțin. Și acum mai dăm o turică, bă, iar m-am blocat. What? Oh, sunt după mine toți. Bro. Mama mia. O să încerc să îi fraierez cumva pe aici, dar e destul de complicat, sincer să fiu. Mamă, spre aproape, spre aproape de mine. Oh my god, îi aud pe toți. Cum aleargă și am doar 1300 de dolari. Măcar 1500 să fac ca să-mi iau și bazuca. Nu știu dacă reușesc, bro. Cât am? 1390, nice. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Sunt în spatele meu, 1400. Cred că mă vor prinde. Oh, nu, și îmbruiază ecranul în continuu, bro. Dai, aud, 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 sunt în spatele meu. Trebuie să alerg, oh my god, era să fac stânga din greșeală. Aici e clasa, deja văd clasa. 1470. Serios, am toate farfuriile din joc în momentul de față. Mi-e frică să mă uit să văd unde sunt. A, sunt aici în spatele meu, îi văd. Au du, au du, au du, au du, au du, au du. Mamă, ce baleargă. Cred că i-am lăsat acum puțin la distanță. Nu-mi dau seama că mă bruiază prea tare. Aici e locul de joacă, ok. Mamă, cum vin toți, bro. Au nu, au nu, m-am blocat într-un perete. Doamne, că nu mai văd nimic. S-a făcut zi, bă, sunt aici toți. Oh my god. Unde să mă duc, bro? M-au mâncat. Nu pot să cred. Mamă, câți erau acolo. Hopa, hopa, se pare că au venit și mai mulți abonați, bă, aici, ia. Hai să scriem așa. Salutare, bă, nu vreau să cumpăr nimic. Hai să scriem așa, salutare. Mă duc să cumpăr. Ia scriu așa, mă duc să cumpăr niște nebunii. Cumpăr niște nebunii, frate, pentru că sunt aici o grămadă de chestii de cumpărat acum. Deci am strâns 1500 de dolari. Zic eu că mi-ajung bănuții ăștia. Pot să-mi iau OZN-ul, pot să-mi iau și bazuca. Și pe lângă asta pot să mai iau și două din astea de speed. Aba nu, una. Aproape, aproape două, bro. Și hai să vedem acum, punem OZN-ul. Mamă, ce tare e OZN-ul. Deci OZN-ul ăsta mi se pare insane. Și cred că te miști și mai rapid cu OZN-ul. Aș vrea să încerc să fur și eu niște mâncare. Vreau să văd cum funcționează bazuca. Ah, și nu pot să trag cu bazuca de pe OZN. Din păcate. Dar oricum e tare rău de tot OZN-ul. Hai să încercăm bazuca. Aștept să vină monstru. Ah, le încetinești. Deci dai slow. Nu poți să-l omori, nu? Cel mai probabil nu merge să-l omori. A, și poți să tragi aici aproape non-stop. Oh, păi dacă ți-e o bazucă de asta, bro. Mamă, poți să stai pe spate, sincer să fiu. Poți să farmezi așa cu un monstru la infinit aproape. Și după aceea îți mai pui și OZN-ul. Uhu! Mamă, ce tare, bro. Bă, e prea jumecher. Da, mă, da. Altă treabă, bro. Mai dai un shot cu bazuca, după care mai fugi. Oh, păi poți să faci așa bănuțe fără nicio problemă. Mai greu e când ai mai multe personaje, cred. Ia să luăm și pe Josh. Mai băgăm puțin OZN-ul. Și hai să scot puțin OZN-ul. Să-i dau o bucată și... Oh, da, am reușit să-i prin bucata la Josh. Vreau să-i dau o bucată și la Josh. Zbang. Da, mă, e mult mai ușor așa cu o bazucă. Pentru că efectiv îi poți lăsa foarte, foarte mult în urmă. Uite și tu. Dacă îi mai prind încă una, deja rămâne foarte, foarte mult în urmă. Stai, frate! Uite, băie, dacă Romex, stai așa. Opa!
Nu pot să văd ce scrii, frate, că mă urmărește Josh ăsta nebunul. Ce scrieți măcar? Oh my god! Ah, trebuie să-mi pun nava să mă duc. Era în spatele meu, bro. Ok, nu văd ce scrie. Din păcate nu văd ce scrie, frate. Oh my god. Uite, a venit și Orange-ul după mine. Ia, mai dăm o bucată. Da, mă vor prinde acum. Că nu prea văd ce se mai întâmplă. Din cauza că îmi bruiază semnalul. Ajutor! Și deja am mai făcut încă 400 de dolari. Deci aproape că poți să faci asta la infinit dacă ai OZN-ul și dacă ai și asta cum îi zice bazooka, pentru că îi poți încetini și cred că te miști mai repede cu OZN-ul. Mie așa mi se pare. Deja am strâns 400 de dolari. Ia să vedem ce a zis. Măcar poate muri. Nu merge să îi omori. Deci nu merge să-i omori, poți doar să îi încetinești. Și hai să testăm să vedem dacă îți rămân chestiile. Deci dacă mori, rip, o iei de la capăt. Deci trebuie să ai mare, mare grijă, pentru că dacă ai murit, te-ai dus, bro. Cam acesta a fost episodul Hudeanșilor. Am rămas fără bănuți, mai am doar 500 de dolari, însă poți să-i faci super, super repede dacă ai viteză, dacă ai OZN și dacă ai bazooka. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate, toate notificările. Iar eu, desigur, mai rămân aici la o poză. Pa, pa!